Teatrul Tenor Satu Mare participă în acest weekend la festivalul Teatro Romania, emersiuni scenice găzduit de Academia din România în Roma. Sătumarenii vor pune în scenă piesa Ultimul Lepros de Radu Botar, după o idee de Vlad Zografi. Evenimentul a ajuns în acest an la cea de-a 5-a ediție și este susținut și de Institutul Cultural Român.